Bună ziua, dragi elevi, și bine ați venit alături de mine la o nouă lecție de limba română. Astăzi vom învăța despre un alt mijloc intern de îmbogățirea vocabularului, mai exact despre derivare. Să pornim de la niște exemple de cuvinte obținute prin derivare. Băiețel, auriu, neatent, prietenos și românește. Dar ce sunt cuvintele derivate? Ele sunt cuvinte noi, formate de la un cuvânt de bază cu ajutorul sufixelor și al prefixelor. Nu trebuie să confundăm cuvintele derivate cu formele gramaticale ale aceluiași cuvânt. Dar cum facem diferența între aceste două categorii? Să luăm un exemplu. Care este cuvântul derivat din propoziția următoare? I-am arătat băiatului prietenos o fotografie. Dacă nu suntem atenți, vom spune ca și fetița din imagine că băiatului este cuvântul derivat. Ceea ce a greșit fetița este că a confundat cuvântul derivat cu forma articulată a cuvântului băiat. Într-adevăr, uneori este dificilă descoperirea cuvintelor derivate când acestea apar în enunțuri, în texte, pentru că ele își schimbă forma în funcție de gen, de număr și de caz. Totuși, dacă ținem cont de forma de dicționar a cuvintelor, nu avem cum să greșim. Cuvântul băiatului nu este un cuvânt nou, este tot cuvântul băiat, dar articulat cu articolul hotărât lui, U fiind o vocală de legătură. În schimb, cuvântul derivat este cuvântul prietenos, care este un cuvânt nou față de cuvântul prieten, el fiind obținut prin derivare cu sufixul os de la cuvântul de bază prieten. Să luăm un alt exemplu. În enunțul Elena terminase temele când mama a ajuns acasă, cuvântul terminase este verbul a termina la timpul mai mult ca perfect, deci este o formă gramaticală a verbului și nu un cuvânt nou. Așadar, trebuie să reținem, când articulăm substantivele sau când conjugăm verbele, nu înseamnă că le derivăm. Derivare înseamnă formare de cuvinte noi, chiar dacă ele sunt înrudite ca sens. De asemenea, trebuie să reținem că pentru a explica anumite cuvinte derivate din cadrul unor enunțuri, explicăm forma de dicționar a acestora. De exemplu, cuvintele derivate din enunțul băieței împachetaseră cadoul când am ajuns eu, sunt băieței și împachetaseră. Băieței are ca formă de dicționar cuvântul băiețel, iar împachetaseră are ca formă de dicționar cuvântul a împacheta. Să concluzionăm. Derivarea este mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care se formează cuvinte noi de la un cuvânt de bază cu ajutorul prefixelor și al sufixelor. Prefixele sunt sunetele sau grupurile de sunete care se adaugă înaintea rădăcinii unui cuvânt de bază pentru a forma un cuvânt nou. De exemplu, prefixele ne, în sau des. Sufixele, în schimb, sunt sunetele sau grupurile de sunete care se adaugă la sfârșitul rădăcinii unui cuvânt de bază pentru a forma un cuvânt nou. Sunt multe sufixe în limba română. Iată câteva. Os, iu, tor. Uneori se confundă cuvântul de bază cu rădăcina unui cuvânt. Să facem diferența. În seria cuvintelor derivate scrise în stânga paginii, cuvântul floare este cuvântul de bază, adică acel cuvânt de la care se pornește pentru a se forma cuvinte noi. În timp ce grupul de sunete care se repetă la toate cuvintele derivate de la un cuvânt de bază formează rădăcina sau radicalul acestui cuvânt. De multe ori, rădăcina unui cuvânt este aceeași cu cuvântul de bază, așa cum este în cazul cuvântului derivat singuratic. Haideți să vedem acum dacă am înțeles cu toții. Găsiți cuvintele derivate din enunțul de mai jos, apoi identificați cuvântul de bază și rădăcina fiecăruia. Să citim enunțul. M-am întâlnit cu băiețandru acela ieri în părculețul din fața școlii și mi-am dat seama că, în timp ce ne jucam, înnodaserăm o prietenie strânsă. Iată și rezolvarea voastră care arată că ați înțeles foarte bine noțiunile învățate. Cuvintele derivate sunt băiețandrul, părculețul, înnodaseră și prietenie. Dacă analizăm fiecare cuvânt, observăm următoarele.
În cazul cuvântului băiețandrul, forma de dicționar este băiețandru. Cuvântul de bază al acestui cuvânt derivat este cuvântul băiat, iar rădăcina este grupul de sunete băieț. În cazul cuvântului părculețul, forma de dicționar este părculeț, cuvântul de bază al acestui cuvânt derivat este parc, iar rădăcina este părc. În ceea ce privește cuvântul înnodaserăm, forma de dicționar este a înnoda, cuvântul de bază este cuvântul nod, iar rădăcina identică este aceleași grupuri, este format din aceleași grupuri de sunete nod. În cazul ultimului cuvânt derivat, prietenie, forma de dicționar este aceeași prietenie, cuvântul de bază și rădăcina sunt identice, cuvântul prieten. Observăm că în primele două cuvinte derivate, cuvântul de bază nu este identic cu rădăcina, pe când în ultimele două cuvinte, cuvântul de bază este același cu rădăcina. Felicitări! Ați ajuns la finalul acestei lecții. Sper ca de acum înainte să identificați ușor cuvintele derivate din textele pe care le citiți. Până la o lecție viitoare, la revedere!